Copiii de la parohia Timișoara Nord, însoțiți de preotul paroh Romeo Dumitrașcu, i-au vizitat pe bătrânii de la așezământul Sfântul Ierarh Nicolae al Arhiepiscopiei Timișoarei din Checea, județul Timiș. Micuții au colindat pe beneficiarii așezământului și le-au oferit cadouri constând în ornamente de Crăciun confecționate chiar de ei în cadrul atelierelor de creație organizate de parohie. Astăzi am considerat că ar fi potrivit să punem un bun început vestirii nașterii Mântuitorului Hristos. Copiii din parohia noastră au mai avut o experiență cu ocazia mărțișorului, venind aici pentru prima oară, și din darurile confecționate de ei au oferit și bunicuțelor. Tot ei au spus că în acest an ar fi potrivit ca debutul vestirii nașterii Mântuitorului Hristos să înceapă de aici, pentru că au rămas foarte impresionați de bucuria cu care au fost primiți la mărțișor. Inaugurat la 18 septembrie 2008, așezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Ierarh Nicolae al Arhiepiscopiei Timișoarei găzduiește în prezent 9 persoane. Îi mai așteptăm totdeauna și ne bucurăm de ei oricând, că ei au făcut un efort, dar ei sunt cei mai inocenți, ei nu-și dau seama, dar se bucură și minunile astea le-au făcut cu suflet. Mă uit la ele, de drăguță cât suflet au pus ei. Mai mare bucurie nici nu se mai poate. Am fost și de 1 martie și mi-a plăcut foarte mult. Ți se drag de persoanele de aici? Da. În prezent se află în curs de finalizare un nou corp al așezământului ce va mări semnificativ capacitatea de găzduire a persoanelor vârstnice.